Bine ați revenit la Farfuria Veselă. Eu sunt Dana și astăzi o să pregătesc această prăjitură simplă pentru acele zile când timpul nu prea este suficient pentru a pregăti un desert elaborat, dar ne dorim ceva bun de casă. Și vă invit să urmăriți pregătirea acestei prăjituri chiar acum și o să încep cu ingredientele și pregătirea aluatului colorat. Și pentru acesta o să folosesc 100 de grame de zahăr, 2 ouă, 100 de grame de ciocolată, 125 de grame de unt, 80 de grame de făină, 20 de grame de cacao, 100 de grame de cremă de brânză, 5 grame de praf de copt și esență de rom. Într-o crăticioară o să topesc untul și ciocolata la foc mic. Când ciocolata și untul s-au topit, torn sosul ăsta într-un castron în care voi adăuga și celelalte ingrediente. O să adaug zahărul și o să mixez. O să adaug ouăle, unul câte unul. Pun crema de brânză. Pun și esența de rom. Pudra de cacao. Praful de copt. Și adaug și făina. Și las deoparte acest aluat și mă ocup de partea albă a prăjiturii. Și pentru partea albă a acestei prăjituri o să folosesc 120 de grame de zahăr, 300 de grame de cremă de brânză, un ou, puțină esență de vanilie și un plic de 2 grame de zahăr vanilinat. Și o să mixez oul cu zahărul vanilinat, cu zahărul, cu esența de vanilie, dar folosesc mixerul pentru că aș vrea ca zahărul să se topească puțin.
Și o să adaug și crema de brânză și o încorporez bine. Compoziția albă este și ea gata. O să asamblez acum prăjitura pentru că am cele două compoziții. Am pregătit aici o tavă pe care am uns-o cu unt. Puteți pregăti această prăjitură chiar și într-o tavă de tort rotundă. Și o să torn compoziția cu ciocolată. Între timp am pornit și cuptorul. O să coacem prăjitura la o temperatură destul de joasă, adică 160-170 de grade, pentru 30-40 de minute. Și o să nivelez în tavă compoziția. Și o să torn acum și partea albă. Cu o spatulă o să fac câteva spirale prin cele două compoziții. Pentru că mi-aș dori să se întrepătrundă un pic ca și culoare. Și o să pun tava în cuptor acum, vă spuneam, până când se va coace. Așa arată prăjitura coaptă și am lăsat-o în cuptor cu focul oprit să se răcească. O voi porționa și e gata de servit. Rețeta de astăzi a fost una simplă, dar rezultatul este delicios, chiar dacă nu am petrecut foarte mult timp cu pregătirea și nici nu este un desert costisitor, așa că pentru mine este perfect. Vă mulțumesc mult de tot celor ce mă urmăriți și celor ce v-ați abonat deja la canalul Farfuria Veselă. Suportul vostru contează foarte mult pentru mine. Așa că urez bun venit și celor mai noi care ați ajuns pentru prima oară pe acest canal. Sper să vă abonați și voi. Îmi postez în general două rețete pe săptămână, așa că vă invit să apăsați și voi butonul subscribe și vă mulțumesc dacă o faceți. Mă despart acum de voi, ne auzim data viitoare la o nouă rețetă, sper eu la fel de bună și să vă fie și vouă pe plac și ca întotdeauna vă doresc să fiți veseli.